Haideți să ne ridicăm și să-L binecuvântăm pe Domnul prin cântare, să recunoaștem că cerul declară gloria celui înviat. Cine se compară cu frumusețea Domnului? Domnului, Doamne, ești un Dumnezeu atât de minunat și de glorios, întreaga natură proclamă numele Tău și în această dimineață proclamăm și noi slava Ta, gloria Ta, măreția Ta, Doamne. Mulțumim frumos pentru darul vieții pe care l-ai adăugat la viețile noastre, ziua aceasta care ne-ai dat-o ca să ne bucurăm în ea. Ajută-ne să ne bucurăm pentru mântuirea care ne-ai dat-o, ajută-ne să ne bucurăm pentru ce ai făcut Tu pentru întreaga omenire. Pentru cine ești Tu, pentru ceea ce ești Tu și pentru ceea ce suntem noi, prin sângele Domnului Iisus Hristos, copiii Tăi, răscumpărații Tăi. Mulțumim frumos pentru harul care ne-l-ai dat să fim în casa Ta în această zi și Te rugăm, Doamne Iisuse, prin cuvântul Tău să cercetezi viețile noastre din nou. Pune-ne, Doamne Iisuse, pe calea veșniciei și dacă în viețile noastre există ceva care nu este după voia Ta, în această zi corectează Tu, Doamne. Pune în viețile noastre dorința de pocăință, de sfințire, de apropiere de Tine, de pregătire pentru întâlnirea cu Tine. În aceste zile și vremuri confuze și tulburi, adu Tu claritate prin cuvântul Tău în viețile noastre. Dă-ne puterea de a înțelege, Doamne, timpurile și vremurile și soroacele, așa cum spune cuvântul Tău. Să înțelegem, Doamne, că suntem un abur pe acest pământ. Trecem ca iarba, ca floarea ne vestejim. Însă pentru noi, cei care avem încrederea pusă în Tine, veșnicia ne stă înainte.
Îți mulțumim frumos pentru dragostea ta, pentru felul în care ne porți de grijă. Mulțumim că o săptămână, Doamne, ai fost cu noi și nimic rău nu ni s-a întâmplat. Mulțumim că îngerii tăi au tăbărât asupra noastră și a caselor noastre și am simțit mâna ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru cine ești, pentru ceea ce ești, ce ai făcut și ce vei face pentru noi. În numele Domnului Iisus te rugăm să fii prezent prin Duhul Tău cel Sfânt, cu noi, în noi și prin cuvântul Tău. Binecuvintează-ne și noi binecuvântăm numele Tău în veci. Amin. Frații și surori, vreau să citesc un pasaj scurt din Cartea Rut. Cartea Rut. Mă voi referi doar la un verset, versetul 6, în cuvintele pe care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră, dar vreau să citim Rut, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 6. Pagina 287. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Și acum versetul 6, care m-a cercetat în mod deosebit în această săptămână. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei, ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Amin. Haideți, ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Ce minunat să duci o evanghelie. Jo evanghelie, El e Domn, El e Domn, împărăția Tatălui și pacea sa. Atât de mult iubești
Săptămâna aceasta, CEO-ul corporației pentru care lucru a intrat la mine în birou să pun jos. Avea mască pe față și aveam și eu mască pe față. Zice, vreau să vorbesc cu tine, pot să-mi dau masca jos? Da, zic, sigur că da. De ce, ești vaccinat? Nu. A, zice, atunci o țin. Dar zice, de ce nu te-ai vaccinat? Păi, zic, chiar doriți să avem acum o discuție despre vaccin? Da. I-am spus de ce nu m-am vaccinat. Mă rog, părerea mea, opinia mea, nu contează în masa aceasta de opinii. Dar el mi-a spus, zice, auzi, s-a cercetat, și cercetare. Și mi-a rămas în minte cuvântul ăsta, cercetare, cercetare, cercetat. Și n-am ajuns noi la nicio concluzie, n-am rezolvat nicio problemă. Am avut discuția de vreo oră și ceva cu măștile pe față. Nu mergea nici aerul condiționat, așa că am transpirat bine. Dar am plecat acasă și mi-am adus aminte de cuvântul ăsta de cercetare. Mi-am adus aminte că în anul 5 de facultate au venit niște domni bine îmbrăcați, au intrat la noi în clasă și ne-au spus, zice, fiecare dintre dumneavoastră o să terminați, o să fiți ingineri. Zice, nu v-ați gândit niciunul dintre voi să lucrați în cercetare? Mi-am adus aminte de discuția asta. Cercetare, cercetat, cercetare. Și mi-am adus aminte că în România, dar și aici, în America, cei care lucrează în research and development, și mi-am adus aminte și de cuvântul ăsta, și mi-am adus aminte că și în România îi spunea cercetare și dezvoltare. Vedeți, când cercetezi ceva, normal ar fi să dezvolți ceva, nu? Și mi-aduc aminte că ne-au aruncat, să zic așa, momeala pentru cei care eram în anul 5, și dacă lucrați în cercetare, câștigați mai bine. N-am ajuns să lucru în cercetare, nu știu care din colegii mei au ajuns, dar în fine, nu la asta vreau să mă refer, vreau să mă refer la gândul acesta al cercetării și dând cu familia, citând textul acesta, n-am putut să nu observ din nou repetarea acestui cuvânt și m-am gândit că Domnul personal vrea cumva mie să mă atragă un semnal de alarmă sau să-mi comunice ceva. Și versetul 6 finalul spune, Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Am intitulat gândurile pentru momentele de rugăciune pentru dimineața aceasta cu două întrebări. Prima se numește sau sună în felul următor. Doresc eu cercetarea lui Dumnezeu? Și am continuat. Dacă da, cum pot fi cercetat de Dumnezeu? Ne rugăm în rugăciunile noastre deseori, duminica în biserică, la casele noastre, Doamne, cercetează poporul Tău, Doamne, cercetează-ne. Și întrebarea pentru mine a fost personală. Doresc eu cercetarea lui Dumnezeu? Dacă da, cum pot fi cercetat de Dumnezeu? Am găsit interesant că acest cuvânt, cercetare, înseamnă câteva lucruri, are câteva semnificații. Și să vedeți că cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar. Ieri terminasem deschis lucrul ăsta și după ce am închis căietul, am spus la Daniel că amândoi ne pregăteam și zic, măi, Domnul e așa de mare. Cuvântul lui extraordinar. Îți dă o viață și o vlagă și o sevă în tine care nu ți-o poate lua nimeni. Și mi-a plăcut așa de mult cum cuvântul lui Dumnezeu explică această întrebare cu care personal mă luptam. Cercetare
înseamnă o examinare atentă din toate punctele de vedere. Mai poate însemna o privire de aproape, o observare a unor lucruri. Din punct de vedere legal sau juridic, cercetare înseamnă judecarea unui proces, anchetare, investigare, și eu pentru mine am zis, Doamne, niciodată nu vreau să am parte de o astfel de cercetare. Tot din punct de vedere legal și juridic, cercetare înseamnă studiul unei cauze pentru a da o sentință. Și nu mi-a plăcut nici asta, nu vreau nici cercetarea asta pentru mine. Și atunci m-am dus să văd ce înseamnă din punct de vedere spiritual cercetare, acest termen, acest cuvânt. Din punct de vedere spiritual am găsit minunat în cuvântul lui Dumnezeu că cercetare înseamnă mângâiere, înseamnă alinare. N-am știut lucrurile acestea, nu știu dacă voi le-ați știut. Mângâiere, alinare, compasiune. Și m-am gândit, așa aș vrea să fiu eu cercetat de Dumnezeu, cu mângâierea Lui, cu compasiunea Lui, cu alinarea Lui. Am mai găsit că spiritual cuvântul cercetare înseamnă grijă pentru soarta cuiva. Și m-am gândit, Doamne, vreau și eu cercetarea Ta, pentru că vreau să ai grijă de mine. Am mai găsit că spiritual cercetare înseamnă punere la încercare. Și nu mi-a plăcut asta. Nu mi-a plăcut, pentru că de multe ori m-am dat seama că dacă sunt pus la încercare, s-ar putea să cad. Nu știu cum sunteți voi. Mi-a plăcut următorul, cercetare mai înseamnă răsplătire. Și m-am bucurat de cuvântul acesta, dar ultimul cuvânt, cuvânt care doare, cercetare mai înseamnă și pedepsire. Cercetare mai înseamnă și pedepsire. Ca să răspund la întrebarea care mi-am pus-o, am scris următoarele cuvinte. Întrebarea, încă o dată o spun, doresc eu cercetarea lui Dumnezeu? Și am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, în acest text și alte texte, câteva motive pentru care să doresc cercetarea lui Dumnezeu, o cercetare personală. În primul rând, cercetarea mea, dacă îmi fac o cercetare personală, singur, cercetarea mea este subiectivă. Este părtinitoare de multe ori și de cele mai multe ori este poate falsă, mincinoasă și incompletă. Știu că Apostolul Pavel spune, cercetați-vă singuri. Da? Spune acolo Apostolul Pavel, dar mi-am dat seama că de multe ori cercetarea pe care mi-o fac eu. Și vei spune, de unde ai scos asta? Vreau să vă arăt în cuvântul lui Dumnezeu că cercetarea noastră a oamenilor personală, individuală, de multe ori nu este corectă. În Proverbe 16:2, Solomon spune, toate căile omului sunt curate în ochii lui. Vedeți, când mă cercetez eu, s-ar putea căile mele să fie curate în ochii mei. Dar uitați ce spune mai departe, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. În Proverbe 21:2, mai clar de atât nu se poate, să-ți dai seama că cercetarea ta, cercetarea mea poate fi subiectivă și părtinitoare, de aceea avem nevoie de cercetarea lui Dumnezeu în viața noastră. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Adică mă uit la mine și în cercetarea mea, de multe ori subiectivă și părtinitoare, spun, eu sunt ok cu tot ce fac. Sunt bine așa cum sunt. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Psalmistul David recunoaște cel mai frumos acest lucru și cere lui Dumnezeu să-l cerceteze. Ca tu să te cercetezi este subiectiv și părtinitor, dar când Dumnezeu te cercetează, cercetarea Lui este completă și în detaliu. Uitați ce spune Psalmul 139, versetele 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vedeți ce spune psalmistul aici? Putea să spună psalmistul, eu m-am pocăit, sunt pe o cală dreaptă, sunt sigur pe calea veșniciei. Ce spune psalmistul? Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vedeți de ce avem nevoie de cercetarea lui Dumnezeu? Cercetarea lui Dumnezeu este în detaliu, este explicită, este clară, este curată și adevărată. Pentru mine, am cerut Domnului când am văzut lucrul ăsta, Doamne, cercetează-mă Tu. Am nevoie să mă arăți în oglinda cuvântului Tău exact calea pe care sunt, exact gândurile pe care le am, felul în care îmi trăiesc viața. Mă rog ca Biserica Domnului de aici și cei care ne ascultă să poată să spună rugăciunea aceasta, Doamne, cercetează-mă și pe mine. Amin. Al doilea motiv pentru care am găsit că cercetarea lui Dumnezeu este un lucru bun și îl doresc în viața mea, este că cercetarea lui Dumnezeu înseamnă grija Lui pentru mine.
În Ezechiel 34, versetele 11, 12, 15 și 16. Ezechiel 34, 11, 12, 15 și 16. Uitați ce frumos spune cuvântul Domnului. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate? Așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și de negură. 15. Eu însumi îmi voi paște oile, ele voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. 16. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pasc cum se cade. Dragii mei, când vine cercetarea lui Dumnezeu în viața ta, în viața mea, înseamnă că Domnul va avea grijă de noi. Mi-am scris gândul acesta pentru mine, chiar și atunci când mă pierd din turmă, El promite să mă ducă înapoi în turma Lui. Este grija pe care El o arată pentru fiecare dintre noi. Nu e așa că e frumos să cerem cercetarea Domnului în viața noastră? Își va arăta grija Lui, dragostea Lui, bunătatea Lui față de noi. Și mă rog ca fiecare dintre noi în această dimineață să poată să spună rugăciunea aceasta: Doamne, cercetează-mă și pe mine. Amin? Al treilea lucru, al treilea motiv pentru care cercetarea lui Dumnezeu o doresc din plin în viața mea, este că cercetarea lui Dumnezeu atrage și aduce mila Lui în viața mea. Cercetarea lui Dumnezeu atrage sau aduce mila Lui în viața mea. Vreau să citesc Exod, sunt câteva texte, Exod 4, versetele 30 și 31. Exod 4, versetele 30 și 31. Ne aflăm în contextul în care lui Moise i s-a arătat Dumnezeu și Dumnezeu i-a cerut ca să preia conducerea poporului evreu, să-l scoată de sub asuprirea Egiptului. Și vreau să citim aceste cuvinte. Aaron a istorisit toate aceste cuvinte pe care le spusese Domnului Moise. Aaron spune cuvintele pe care le-a auzit din partea lui Moise, pe care Domnul le spusese lui Moise, le spune în fața bătrânilor poporului. Suntem în acest context. Înapoi, te rog frumos, vreau să citesc. Și Moise a făcut semnele înaintea poporului. Mergem mai departe, 31. Uitați ce scrie aici. Poporul a crezut, astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința. Dragii mei, și în viața noastră poate să intervină momente de suferință, de necaz, de tristețe, dar am găsit că atunci când cercetarea lui Dumnezeu vine peste viața cuiva, din cuvântul lui Dumnezeu, și vom mai citi un text, vedem că cercetarea Lui atrage mila Lui pentru viața noastră. În Luca 7, de la versetul 11 la 16, vreau să citim. Luca 7, 11 la 16, ne aflăm în situația în care Domnul se întâlnește cu femeia sau cu văduva dinainte căreia i-a murit băiatul. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Uitați versetul acesta. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă, adică de sicriu. Cei ce o duceau s-au apropiat. El a zis: tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Uitați versetul acesta. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi. Și Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. Dragii mei, când Dumnezeu cercetează poporul, îl cercetează și își arată mila și îndurarea față de el. Și cum a făcut învierea aceasta, mă rog ca să facă înviere în viețile noastre, să ne învie din starea de păcat, să învie copiii, să învie nepoți, să învie rude de ale noastre din starea de păcat și să ne pună din nou pe calea care duce către veșnicie. Mă rog Domnului ca în această dimineață acest motiv să fie din nou un motiv pentru care să spunem: Doamne, cercetează-mă, doresc din nou să mă cercetez, amin? Am citit Rut 1 cu 6, acolo spune că Domnul Dumnezeu a cercetat poporul și a dat pâine.
Dumnezeu a văzut starea în care poporul evreu Israel se afla și din milă, exact aceasta vreau să subliniez, din milă Dumnezeu cercetează poporului și îi dă pâine. Și m-am gândit câți dintre noi în această dimineață am tăiat felia de pâine și am pus-o pe masă sau vom tăia la prânz. Oare putem să spunem, Doamne, și asta e o cercetare pe care Tu o dai vieții mele, pentru că îmi dai ce să mănânc. Am ce să mănânc, sunt oameni care nu au ce să mănânce. A fost poporul evreu care a murit de foame, astfel încât familia aceasta lui Elimelec s-a mutat de acolo și a plecat în Moab. Dar nouă Dumnezeu ne dă pâine. Vedem noi cercetarea Domnului? Simțim noi cercetarea Domnului în viața noastră? Vreau să merg la motivul numărul 4. De ce doresc eu cercetarea lui Dumnezeu în viața mea? Cercetarea lui Dumnezeu aduce mântuire și iertare de păcat în viața mea. Vreau să citesc un text din Luca 1, de la 67 la 70. Luca 1, de la 67 la 70. Și aici suntem în contextul în care Zaharia află minunea aceea că Ioan a fost dat acestei familii lui Elisabeta și Ioan va fi cel care va deschide calea Domnului Iisus Hristos, va fi un evanghelist, unul dintre cei mai mari evangheliști ai lumii. Uitați ce spune aici, Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Da, frați și surori, cercetarea lui Dumnezeu în viața noastră aduce mântuire. Cercetarea în viața noastră aduce iertarea de păcate. Aș vrea în această dimineață, atunci când te rogi ca cercetarea lui să vină peste viața ta, să te gândești la lucrul acesta: mă va ierta de păcat atunci când Domnul mă va cerceta, va aduce mântuirea în viața mea. Și un text frumos la care vom reveni în final, 1 Corinteni 2, versetele 9 și 10. Versetul 10 ne vom referi la el în final. Ultimul motiv pentru care eu vreau ca cercetarea lui Dumnezeu să vină în viața mea, cercetarea lui Dumnezeu, dar vreau să fiu foarte atent și vreau să fiți foarte atenți la punctul acesta. Cercetarea lui Dumnezeu aduce răsplătire în viața mea și câți dintre noi nu vrem răsplătire? Ne plac răsplătirile, ne place când primim ceva și mai ales dacă Domnul ne răsplătește. Dar atenție, cercetarea lui Dumnezeu aduce și pedepsire în viața noastră. Vom citi din Ieremia 17 cu 10, și lucrul acesta al răsplătirii este subliniat în acest text. Ieremia 17 cu 10. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rinichii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Vreau să subliniez că aici nu ni se spune că este o răsplată bună sau o răsplată rea. Este o răsplată. Și acum mergem la 1 Cronici 28 cu versetul 9. Suntem în situația în care David află de la Dumnezeu că nu el este acela care va construi templul. Cu toată dorința lui, cu toți banii lui, cu toată influența lui, cu toată mărimea lui ca rege al poporului Israel, rege ales și uns, el nu va construi templul și templul va fi construit de băiatul său Solomon. Uitați ce sfat îi dă David lui Solomon. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Atenție acum, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Și aici primim explicația răsplătirii și a pedepsirii prin cercetarea lui Dumnezeu. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Iată o răsplată minunată. Dar uitați-vă la pedeapsă. Dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Cercetarea lui Dumnezeu o doresc din plin în viața mea pentru că vreau să fiu răsplătit. Dar vreau să fiu atent pentru că cercetarea lui Dumnezeu poate să aducă și pedeapsă în viața mea. Și voi încheia acest punct al cercetării care aduce pedeapsă prin Apocalipsa 2 cu 23. Am studiat biserica din Tiatira. Am studiat pe Izabela, cea care i-a trăgea în păcate de stricăciune pe cei din acea biserică și cei din acea comunitate. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi lovi cu moartea pe copiii ei.
adică pe Izabela. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rinichii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Iată răsplata cercetării lui Dumnezeu pentru Izabela și cei care i-au urmat-o în starea ei de păcat. Dar pentru cei care nu au urmat-o, este o răsplată bună și am citit și am studiat atunci. Vreau să mă apropii de încheiere și vreau să răspund sau cumva să închei aceste gânduri sublinind a doua întrebare din titlul mesajului. Cum pot fi cercetat? Dacă vreau cercetarea lui Dumnezeu, cum pot fi cercetat de Dumnezeu? Doresc eu cercetarea lui Dumnezeu? Pentru mine am spus, da, Doamne, doresc cercetarea ta. Atunci cum pot fi cercetat de tine? Vreau să mă întorc la 1 Corinteni 2, versetul 10. 1 Corinteni 2, versetul 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt și aici pasajul acesta vorbește despre înțelepciunea de care Pavel vorbește și spune că el a primit din partea lui Dumnezeu aceste învățături minunate despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, lucruri pe care oamenii cu înțelepciunea lor, cu tot research-ul și development-ul, cu toată știința lor, nu pot să o înțeleagă. Dar fiți atenți aici, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Concluzia mea pentru mine a fost că doresc cercetarea lui Dumnezeu, dar ca să am cercetarea lui Dumnezeu, trebuie să mă las cercetat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Suntem conștienți de lucrul acesta. Și atunci n-am putut decât să mă întreb, dar se poate ca cercetarea ta, Doamne, prin Duhul Sfânt, să nu apară în viața mea, să nu am acces la lucrul acesta? Da, se poate. Aș vrea să citesc Efeseni 4:30 și după aceea vom încheia cu Efeseni 17 până la 32. Uitați ce spune Efeseni 4:30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuliți pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt nu ne va cerceta. Nu mă va cerceta pe mine dacă îl voi întrista. Și cum să nu mă întreb, cum pot eu, Doamne, să te întristez? Pentru că eu cred, în ochii mei, eu cred că fac tot ce e bine. În ochii mei, căile mele sunt curate. De aceea am nevoie de cercetarea lui Dumnezeu să-mi arate, de fapt, exact ceea ce Pavel spune Efesenilor. Efeseni 4:17-32 și cu asta încheiem. Sunt fapte pe care dacă le facem, vor întrista Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, iar cercetarea lui în viața noastră nu va avea loc. Iată deci ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, spune Pavel, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos? Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și până aici, cuvintele astea sunt extraordinare, sunt și grele, trebuie rumegate, trebuie înțelese. Dar acum, da, mergem de la 25, ni se spune, așa cum spune românul, pe șleau, ce să nu facem ca să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât cercetarea Duhului să nu fie în viața noastră. Ce să nu facem? Uitați, de aceea, lăsați-vă de minciună. Nu știu care dintre noi avem nevoie de gândurile acestea, dar minciunici mici, mai spunem. Poate nu minciunile mari ca să ne bage la închisoare, dar o minciunică mică mai merge, nu? Uitați ce spune, de aceea lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spune aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Încă una care m-a lovit, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, predica fratele doar mai de mult despre lucrul acesta și să nu dați prilej diavolului. Mai departe, foarte clar, cine fura, să nu mai fure,
Poate că nu știu cum furăm, poate furăm din timp, din timpul Domnului, poate furăm din timpul angajatorului. Poate suntem angajați să lucrăm 8-9-10 ore pe zi, dar noi suntem câteva ore pe Facebook sau pe YouTube, sau, eu știu, e un fur ce ăla. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mine lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Mai departe, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, adică înjurături, lucruri urâte, porcoase, lucruri din acestea, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuliți, am citit asta pentru ziua răscumpărării, orice amărăciune, iată alte fapte care îl elimină, care îl fac pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să nu ne cerceteze, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Putem să spunem amin la lucrul ăsta? N-am auzit. Amin? Dar astea sunt lucruri foarte importante, dragii mei, ca astfel încât Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Și ultimul, dimpotrivă. Adică toate celelalte dați-le la o parte, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Iată rețeta ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste viața ta, peste viața mea, să ne facă o cercetare, o în amănunțime. Nu știu pe câți dintre voi v-a ajutat mesajul ăsta, pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că vreau din belșug cercetarea Duhului, cercetarea lui Dumnezeu în viața mea, astfel încât să nu mă trezesc după 20, 30, 40, 50 de ani de pocăință, că de fapt sunt la fel de prăpădit cum am fost înainte. Acolo spune să lăsați firea veche, omul vechi. Vreau să vă întreb sincer, dumneavoastră, de la momentul în care v-ați întors la Dumnezeu, aveți toate lucrurile vechi lăsate la o parte? Nu vă mai tulbură nimica? Nu mai sunteți încercați nimica? Nu mai aveți nicio faptă în viața voastră astfel încât cercetarea lui Dumnezeu să nu fie în viața voastră? Eu mai am încă fapte vechi. Și mă lupt și mă rog pentru ele. Și mai mult cercetarea aceasta mi-a dus aminte că nu-i de joacă. Pentru că ceea ce a spus Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Ioan, bisericii din Tiatira, pot să o aud chiar eu. Pot să o aud chiar eu. Eu sunt cel care cercetez inima și rănunchii, dar pentru asta, fiindcă te cunosc și știu din ceea ce ești făcut și știu că nu vrei să te pocăiești, te voi pedepsi. Dragilor, nu vreau să sun prea dramatic, nu-mi plac dramele, nu-mi plac, cum le zice ăstea la televizor, telenovelele, că au multe dramă în ele, nu știi ce se întâmplă. Nu-mi place, dar cuvântul lui Dumnezeu m-a pătruns adânc și nu vreau să rămân în afară. Nu știu dacă voi vreți să fiți cercetați de Dumnezeu, dar aș vrea să ne ridicăm și în harul lui, în mila lui, suntem la închinare în această zi. Și aș vrea, în sinceritate, gândindu-ne la felul nostru de viețuire, unde suntem, ceea ce facem, cine suntem, să cerem ca prin Duhul Sfânt să ne cerceteze încă o dată prin cuvântul lui astăzi și El să corecteze în viața noastră lucrurile pe care avem nevoie să fie corectate. Amin. Amin, Doamne, prin Duhul Tău, Iisus. Cercetează-ne, Iisus. De toate lucrurile care nu sunt popoiate. Te rog, schimbă, Doamne. Și ajută-ne să ne întoarcem cu toată inima spre. Amin, Doamne. Toate cercetările care le-ai făcut până acum ne-au prins bine. Fie la lucrurile bune, fie mai puțin bune. Am avut cercetări de toate punctele de vedere. Ajută-ne acum. Vrei să ne cercetezi încă o dată. Acum când trăim vremurile acestea, din urmă, fie cercetarea Duhului Tău peste fiecare. Amin, Doamne Iisus, în numele Domnului Iisus te rog. Să ne faci gata pentru ziua când vei veni. Amin. Și apoi te rugăm, cercetează lumea aceasta, cercetează în primul rând copiii tăi, și fă-ne gata pentru venirea ta. Amin. Cercetează, Doamne, încă multe suflete și întoarcere la tine. În numele Domnului Iisus te rog. Cercetează, te rog, pe cei dragi ai noștri care încă nu te-au primit. Te rog.
ce la tine cu toată inima. Ne rugăm pentru ei și dorim ca niciunul să nu rămână. Amin, Doamne Iisus. Vreau Durată să fim gata. Amin. Pentru tine și pe noi, cercetați de tine, cercetează-ne inima și de rugăciunea. Și o faci spre binele nostru. Îți mulțumesc. Niciodată nu spre răul nostru. Că tu ești bun, milos, plin de dragoste și vrei ca copiii tăi să trăiască în adevăr. Amin. Și să-ți facem bucurie inimitale de date prin traiul nostru. Amin. Ajută-ne la această în numele Domnului. Dă-ne cuvânt în continuare. Te rog. Și oriunde se vestește Evanghelia ta. Amin. Cuvântul tău să fie vestit prin puterea ta. Amin. Și multe inimi cercetate și întoarse la tine. Mulțumim că ne-a spus că ne rugăm, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Dar să se mărțe încă te scrie. Doamne, mă țin către zona noastră, mă țin către a mări pentru păcatele noastre, dar să ne cercetezi de o să iei păcată din inima noastră, știi tu, dar să ne dai Duhul Sfânt, Duhul Sfânt peste noi, noi de Iisus mai gata mei. Amin. Slăvit să fii, Doamne. Mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Doamne. Glorie ție. Și-a putut să ajungem, Doamne, în casa ta. Mulțumesc. Mulțumesc, Doamne, pentru că avem pace și liniște să ne închinăm ție. Slăvit să fii, Doamne. Mulțumesc, Doamne, pentru că tu ne vorbești din nou, Doamne. Mulțumesc. Doamne, dimineața aceasta, prin cuvântul tău, Doamne, m-ai cercetat și vreau să, Doamne, să mă apropii mai mult. Ajută-mă, Doamne. Te rog, te rog, Iisus, în numele Domnului Iisus, te rog, Doamne. Te doresc din tot sufletul, Doamne, să fac voia ta. Amin. Te urmez din toată inima mea. Doamne, te rog, ca tu să mă ajuți. Da, Doamne. Mulțumesc frumos, Doamne, că tu te potrești de te. O, Doamne, nu ne lași necoștință, Doamne. Mulțumesc din toată inima mea. Doamne, dimineața aceasta, din nou, Doamne, în numele Domnului Iisus te rugăm, Doamne, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Nu ne lăsa să fim ascultătorii Duci, dar te rog, să ținem cuvântul în inima noastră, Doamne, și să nu păcătuim. Doamne, ai milă de biserica ta. Te rugăm, Doamne, să se dăște fiindcă. Te rog, Doamne, în numele Domnului. Te rog, Doamne Iisus, să cercetează viața prin Duhul Sfânt. Îndură-te. Să nu lași să pleacă mai mult de lucrurile acestea, Doamne. Te rog, Doamne, să privirile lor să fie ațintite spre tine. Aleluia. Tu vii curând, Doamne, și noi trebuie să fim gata, Doamne, să vegem. Amin, Doamne Iisus. Ca să nu mă căpăim, Doamne, și să fim gata să ne întâlnim. Doamne, ai milă pe cine nu împrime familiile noastre. Da, Doamne. Te rugăm, Doamne Iisus, în acest moment, lucrează la inima Lui, cercetează Tu, altă, Doamne Iisus, eliberare de păcate. Te rugăm, Doamne Iisus, în Tu, descătușă și libertate în inima, în știință, în trup. Te rugăm, Doamne Iisus, vină în tăpinarea Lui, îți mulțumesc că Tu cercetezi în acest moment. Te rugăm, Doamne Iisus, din nou cerem de la Tine, căci Tine cunoști Vindecătorul și Doctorul. Mântuirea și răspătirea și glorificația.
Slăvit să fie numele Tău, glorie ție, ajută-mă, Doamne Iisuse, cu orice procedeală să Te iubim. Amin. Stăpâne, Doamne, pentru încă un moment de cercetare în casa Ta, Te laudă sufletul. Slavă Ție. Doamne, am îmbătrânit și am știut multe lucruri și nu le-am putut face, iartă-mă. Amin. Iartă-ne că știm de mărie, dar că-i vorba să aplicăm. Iartă. Ajută-ne să avem o comportare după voia Ta. Amin. Să fim buni. Amin.
unii cu alții, să ne intereseze unul de altul, să ne iubim, să ne facem bine. Doamne, ajută-ne! Să urâm toate faptele minciunii și ale răutății și ale clevetirii. Doamne, ajută-ne! Nu ne lăsa la îndemâna celui rău. Noi ți-am dat viața ție și vrem să o sfârșim cu tine, Doamne, Paradisul tău. Îndură-te de cei care nici măcar atât nu pot să fac cât facem noi să implore mila ta, ci sunt cuprinși de păcate grele. Și mai ales în ceasul acesta, Doamne, când amenințarea stricăciunii e așa de mare pentru copiii, copiilor noștri, Doamne, pune capăt stricăciunii, pune capăt răutății diavolului. Ai milă de oamenii cuprinși de păcatele acestea scârboase. Doamne, luminează mintea celor care fac programele școlare să nu hătuie de la grădiniță să fie învățați în direcția aceasta greșită. E o scrisoare la adresa ta, Tată. Nu îi lăsa, tu ai putere să-i oprești, te rog în numele Domnului Iisus, oprește. Ori peste tot în lumea asta, Doamne, e așa o nenorocire. Și tu, într-adevăr, cercetezi pământul, folosești natura. Ai dezlănțuit toată furia naturii împotriva oamenilor. Doar nu o aminte. Te rog, trezește pe oameni. Să ne întoarcem cu toți de tine, căci toți avem nevoie de tine. Doamne, ai milă de noi. Ai milă. Suntem la incidența cu duhurile răutății. Nu ne lăsa să mai tăi. Vrem să ducem Evanghelia altor persoane. Deschide-le mintea. Dar mai mult ca orice. Cer pentru noi care suntem creștini, Doamne, schimbă mintea. Să nu mai trăim cum am trăit altădată, să nu mai vorbim, să nu ne mai lăudăroșim în viața asta atât de scurtă și trecătoare, ci să ne lăudăm cu tine și cu jertfa ta și cu gloria ta care ne înconjoară peste tot. Te rog, Tată, cercetează biserica ta de aici și de pretutinte, în vremea pe sfârșit, Doamne, nu ne lăsa să ne complacem și noi ca lumea. Fă-ne diferiți, Doamne, în felul cum vorbim, cum gândim și cum trăim, ca vecinii noștri, oamenii din jur, să-și pună întrebarea ce fel de oameni sunt aceștia. Doamne, ajută-ne la aceasta. Tu știi și mă cunoști, nu ți-aș cere dacă inima mea nu arde pentru asta. Îndură-te, Doamne, mântuiește și vecinii casei tale. Amin, Doamne. Ajută-ne să avem grijă de casa ta de rugăciune, și în exterior, și în interior. Amin. Ajută-ne ca vecinii aceștia să fie cercetați și ei. Mântuiește-i, Doamne, oameni ca și noi. Îți mulțumesc că faci o cercetare. Dacă cineva bolnav astăzi între noi, trup, dă, Doamne, o cercetare spirituală. Vindecă, Doamne, și trup, și suflet, și duc. Că de aceea venim aici să-ți aducem laudă, ție, medic scump și salvator minunat. Pentru toate mă închin, te laud și te slăvesc și te rog, rămâi cu noi. Toată ziua, Doamne, să fie în inima și în gândurile noastre. Amin. Și pentru toate, lauda, cinstea și închinarea Domnului Iisus, Tatălui nostru, prin Duhul lui Cel Sfânt. Amin. 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 Te rugăm în curte după Sfântă voie. Amin, Doamne. Te rugăm, Doamne, să-ți dorești. Te rugăm, binecuvințează, Doamne. Te rugăm, Doamne. Te rugăm în numele Domnului. Amin, Doamne. În numele Domnului Iisus, te rog. Glorie ți-a spus rugăciunile și de binecuvântări, deși nu le-am spus.
Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim că putem să fim în casa ta în dimineața asta. Slăviți. Îți mulțumim că ești Domnul nostru și îți mulțumim că noi suntem copiii tăi. Slăviți. Și îți mulțumim că simțim prezența ta în viața noastră. Mulțumesc, și îți mulțumim Doamne. Pentru bunătatea ta și iubirea ta care ne dăți față de noi. Te rog să ne cercetez. Da, te rog. În momentul tău cea sfânt, te rog să stăm departe de orice ce-i păcătos și să trăim o viață curată cu tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Te rog și eu, Doamne bun, să lași tu un tău ce o sfânt să lucreze în inimile noastre. Amin, Doamne. Te rog frumos să ne primești așa cum sunt. Amin. Doamne Iisuse, te rog frumos să lucrezi schimbare în inimile noastre. Amin. Pe tot ceea ce iasă din inima noastră, Doamne, să fie spre slavă. Amin, Doamne. În numele Fiului Tău m-a rugat. Amin. Să încheiem ora de rugăciune cu rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Amin. Veniți să ocupați locurile, frați și surori. Aș vrea să vă salut cu pacea Domnului. Pace. Domnul să vă binecuvânteze și mulțumim Domnului pentru această zi minunată de duminică în care avem prelejul minunat de a ne întâlni în casa Domnului, de a sta în jurul cuvântului Domnului și mulțumim Domnului pentru vizitarea, pentru vizita care ne-o face în mijlocul nostru și iese prin Duhul Sfânt împreună cu noi și, desigur, așa cum a fost și predicat la ora de rugăciune, ne cercetează și ne-a cercetat și mulțumim Domnului că după cercetare putem cu buze curate și cu îndrăzneală să ne apropiem de tronul Lui și să-L lăudăm cu buze curate. Mulțumim Lui pentru aceasta. Psalmul 145 este primul dintre imnurile de biruință și sunt sigur au fost căderi în această săptămână, dar au fost și zile de biruință. Unii au biruit, în circumstanțe, în ispite, poate într-un argument cu un prieten de lui, a câștigat, a biruit. Psalmii aceștia de la 145 la 160 sunt compuși, desigur, pentru liturgie, pentru a lăuda pe Dumnezeu, însă Psalmul 145 este unicul care are cuvântul tehilah, care înseamnă o laudă sau o cântare de laudă. Noi, după o săptămână de biruință, chiar dacă au fost căderi, sunt sigur, au fost și biruință, după o săptămână de biruință vrem să-L slăvim pe Dumnezeu, vrem să aducem o cântare de laudă. Însă observați că aici nu se menționează cuvântul te voi lăuda, ci se folosește un alt cuvânt, mai degrabă te voi înălța. Și un lucru uimitor în acest psalm, chiar în versetul 1, este că un împărat vrea să înalțe pe un alt împărat. Și de fapt, un împărat pământesc vrea să-l înalțe pe un adevărat guvernator, un adevărat conducător pe însuși Dumnezeu. Și psalmistul spune, te voi înălța, Dumnezeule, și cât de minunat un împărat să se smerească, să se omenească și de fapt să recunoască că asupra lui există de fapt un adevărat împărat. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău, nu până la sfârșitul anului, nu până la sfârșitul vieții, ci în veci de veci. Amin. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este de nepătruns. Și chiar dacă acest adevăr încă nu îl simțim în jurul nostru, însă cred că dorința inimii fiecărui creștin, a unui om născut din nou, este ca acest verset, versetul 4, să fie o realitate. Și vreau să vă spun, el va fi o realitate, el va deveni o realitate. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvele Tale cele mari. Ne rugăm pentru această realitate și ea va fi. Nu știu, s-ar putea în timpul vieților noastre, s-ar putea să privim la această scenă minunată din ceruri, dar cu siguranță ea va fi. Și psalmistul încheie psalmul 145 cu
cu acest îndemn și cred că fiecare se poate, își poate scrie numele, numele meu, numele tău, fiindcă aceasta este de fapt dorința inimii noastre, ca gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt, iarăși, nu într-un timp limitat, ci de fapt nelimitat. Și timpul nelimitat înseamnă în veci de veci. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aceasta este cântarea omului care biruiește. Este cântarea omului biruitor. Suntem noi biruitori? Suntem biruitori. Prin cine? Prin Domnul Iisus Hristos. Deci aceasta este cântarea mea, aceasta este și cântarea ta. Haideți acum să lăudăm numele Domnului. Vom lăuda numele Domnului prin cântare, vom înălța numele Domnului prin cântare, apoi vom da această posibilitate și copiilor să înalțe numele Domnului prin cântare. Nu știu dacă cântarea aceasta este inspirată din acest psalm pe care l-a citit fratele Eduard, dar se potrivește foarte bine. Refrenul spune: ce mare ești tu, vom cânta, ce mare ești tu. Ce mare ești, Dumnezeu, numele Lui
toți vom vedea ce tare ești, Dumnezeu. Ce mare ești tu, vom cânta ce mare ești tu, toți vom vedea ce mare. Copiilor, orchestra va lăuda pe Domnul. Aceea să vă însuflețească. Amin. Filipeni 4 cu 8. Sau cântate, sau cântate.
Dați-mi în mână Biblia cea sfântă. Mulțumim Domnului că avem parte de a citi această carte minunată, Biblia cea sfântă, și mulțumim că în ea găsim lucruri bune care ne mângâie inima, ne înviorează, dar sunt și lucruri care ne întristează, dar la fel cum spune și Pavel, întristarea aceasta este spre binele nostru, ne repară, ne aduce din nou la cea minunată relație cu Dumnezeu și mulțumim Lui din nou pentru cuvântul Său, care nu-l poate lua nimeni din această lume. Mulți au încercat și tot acest exercițiu a fost în inutilitate. N-au avut niciun succes, fiindcă este cuvântul Domnului. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Aș vrea să am câteva anunțe, să aduc aminte Bisericii Domnului că ne întâlnim aici în casa Domnului în fiecare duminică, la ora 10 dimineața și la ora 6 după masă. Copiii se întâlnesc și împreună cu orchestra la repetiție în ziua de vineri la ora 6.
Aș vrea să nu uităm să ne rugăm și să-i susținem în rugăciune pe frații și surorile noastre care sunt bolnavi, Dumnezeu să-i întărească și Dumnezeu îi cercetează. Dumnezeu îi cercetează și îi răsplătește, la fel cum am auzit. Dumnezeu când cercetează, El vine și cu răsplată atunci când primim cercetarea din partea Lui și mă rog ca Dumnezeu să răsplătească pe cei care sunt cercetați, să-i răsplătească cu vindecare. Amin. Ca să îi avem din nou împreună cu noi și pe cei care sunt împreună cu noi, să ne rugăm Dumnezeu să-i întărească. Amin. Aș vrea să ne rugăm și să-i susținem în continuare pe creștinii din țările care sunt prigoniți și săptămâna aceasta cred că fiecare a auzit nevrând poate știrile cu ce se întâmplă în Afganistan, trupele americane care se vor întoarce din nou în Afganistan pentru a recupera teritoriile care au fost câștigate de către talibani, această organizație care susține, organizația ISIS, care nu are nimic în dorința ei decât să facă un stat islamic, nu doar islamic moderat, ci extremist mai degrabă, terorist. Și vreau să vă spun, printre afganistani sunt și creștini. Și atâta timp cât au fost soldați americani, au fost protejați. Și chiar dacă pe ascuns creștinii din Afganistan au avut posibilitatea să se întâlnească și spuneau statistici, desigur nu vor spune tot adevărul, dar e de la 1.000 până la 18.000 în Afganistan creștini, frați de-ai noștri, și ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de ei și să dea lor putere ca în aceste vremuri răstrișe să se întărească în credința în Dumnezeu și să nu dea înapoi, ci să țină acest steag al biruinței până la capăt. Amin. Dumnezeu cercetează acea țară, Dumnezeu cercetează și această țară, ne rugăm ca Dumnezeu să aducă El rezolvarea cum o știe El mai bine, prin căile Lui, care nu sunt cunoscute de om, dar sunt după placul Lui. Aș vrea acum să ne închinăm și cu tarele noastre de bunăvoie în timpul unei cântări și după care ne vom apropia din nou de cuvântul Domnului din această dimineață.
Haideți să ne ridicăm și să venim cu rugăciune înaintea Lui, înaintea de a asculta cuvântul Domnului. Iubit de Tată, din nou venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru acest har minunat de a fi adunați la părtășie împreună cu frații și surorile mele. Îți mulțumesc pentru libertatea pe care o savurăm aici în Statele Unite. Dar, Doamne Iisuse, inimile noastre și rugăciunile noastre se înalță la tronul Tău de slavă pentru cei care nu au această posibilitate de a se închina în libertate și cu inima plină de pace, că nu se va întâmpla nimic cu ei. Ne rugăm pentru cei care sunt prigoniți pentru numele Tău, ne rugăm pentru cei care sunt prigoniți pentru cuvântul Tău și te rugăm, Doamne Iisuse, Tu să-i întărești în această încercare. Mă rog pentru Afganistan, mă rog pentru alte țări în care copiii Tăi sunt prigoniți, dar mă rog pentru America ca să îi întărești pe cei care se simt poate plictisiți de cuvântul Tău, plictisiți de biserica Ta. Doamne Iisuse, înviorează-le și lor inimile, la fel cum avem și noi inimile înviorate prin cuvântul Tău și prin adunarea noastră la un loc. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei folosi acest timp de adunare la oaltă pentru a cerceta în continuare inimile noastre și pentru a ne apropia tot mai mult de cuvântul Tău, fiindcă în Tine avem siguranță, în Tine avem certitudine și în Tine avem pace în inimile noastre. Lăudați să fie în numele Tău, de acum și până în veci. Amin. Amin. Păi mi s-o ocupați locurile, fraților. De fapt, iertați-mi încercare. Vreau să deschideți împreună cu mine la a doua epistola lui Pavel către Timotei. Vom da de citire cuvântul Domnului, apoi vă voi ruga să ocupați locurile. A doua epistola a lui Pavel către Timotei. Vom da citire din capitolul 3. Vom citi un singur verset în această dimineață, versetul 14. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 14, pagina Biblia Cornelescu, 1170. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 14. Și cuvântul Domnului în acel verset spune astfel: Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Amin. Amin. Păi să ocupați locurile, frate și surori. Trăim într-o lume în care aproape, și vreau să accentuez anumai acest cuvânt, aproape totul poate fi prognozat. Am ajuns atât de dezvoltați tehnologic încât putem spune cu precizie când va fi următoarea furtună pe planeta Marte, care se află, așa cum spun cercetătorii, la 242.33 milioane de mile de noi. Suntem așa de dezvoltați încât putem să spunem într-un anumit punct de pe planeta Marte, când va fi următoarea furtună de nisip. Suntem foarte dezvoltați tehnic. Sau putem prezice astăzi calea unui uragan care doar peste o săptămână va lovi țărmul. Suntem în stare, oamenii, să prognozeze de pe Atlantic când se va forma un nou storm și când va lovi Cuba, Florida sau chiar până, dacă va ajunge până în New York sau nu. Oamenii pot, cercetătorii pot, prin calcule matematice și sofisticate, să prognozeze acest lucru. Inteligența artificială ne ajută să prognozăm și ne spune că în următorii s-ar putea 50 de ani plus sau minus să se topească toți ghețarii de la nord și care dintre orașele aproape de mări sau de oceane care vor fi inundate. Aceasta nu se întâmplă, doar aceste prognoze nu sunt doar în sistemul academic, aceste prognoze care sunt foarte, foarte îndrăznețe, le spun inclusiv oamenii care sunt înălțați în dregătorii, politicienii. Unul din politicieni a spus că, în limba engleză spune, world will end in 12 years if climate change not addressed. În 12 ani, lumea se va termina. De ce? Dacă oamenii, noi, nu ne vom concentra asupra schimbării climei de pe acest pământ. O prognoză. 12 ani avem la dispoziție ca să adresăm, să rezolvăm cumva această problemă. Oamenii fac prognoze. Nu doar oamenii înălțați în studii academici, ci oamenii din politică, dar și oamenii simpli fac prognoze. Se fac prognoze în urma unor calcule foarte sofisticate, cu probabilități cât mai minime. Astfel,
măresc siguranța evenimentului care urmează să aibă loc. Cu alte cuvinte, frații și surori, trăim într-o vreme când multe lucruri le putem prezice cu mare exactitate. Niciodată în istorie omenirea nu a mai fost atât de avansată încât să spună acest lucru. Încotro va lua tornado, unde se va duce, în care stat e cel mai mult probabil să fie cutremur al nostru și alte multe lucruri. Mai ales că oamenii au la dispoziție această inteligență artificială care poate foarte rapid să rezolve o problemă. Dar, există un dar. Pe cât de sofisticate pot fi acele calcule care prezic cu exactitate viitorul unui eveniment, trebuie să spunem și trebuie să recunoaștem că niciodată în istorie lumea nu a fost mai nesigură pentru ziua de mâine. Pe cât de mare și exactă este prognoza pentru ziua de mâine, pe atât de mare sau chiar mai mare este incertitudinea omului pentru viitor. Și titlul predicii din această dimineață este anume despre aceasta, lucruri de care putem fi siguri. Ne spune că sunt lucruri pe care putem să le prognozăm și acest lucru ne bucură, dar realitatea este că trăim într-o lume în care, ca niciodată în istorie, nu suntem mai nesiguri pentru ziua de mâine. În martie 18 anul 2015 a fost scris un articol într-o revistă foarte renumită, The Atlantic, de către Julie Beck, care este și conducătoarea acestei reviste. Și acel articol are titlul în limba engleză How Uncertainty Fuels Anxiety. Cum incertitudinea hrănește anxietatea. În acel articol ea menționează, Julie Beck, menționează pe doctorul Dan Gruppi de la University of Wisconsin's Medicine Center for Investigating Healthy Minds. El spune, incertitudinea în sine poate duce la o mulțime de suferință, în special pentru oameni. Articolul spune în continuare, de regulă oamenii preferă mai degrabă certitudinea decât incertitudinea. Studiile arată că oamenii ar obține cu siguranță un șoc electric acum decât să primească un șoc electric mai târziu, într-un timp necunoscut. Se observă o activare mare a sistemului nervos atunci când se așteaptă un șoc electric imprevizibil. Cu alte cuvinte, dacă aș ști că în următoarea secundă voi fi electricutat, voi fi cel puțin mai liniștit. Dar dacă mi se va pune 5 ore la dispoziție și va spune ține mâna aici pentru că s-ar putea de acum până la ora 5 să fii electrocutat, dar nu știi când. Într-o minută, în 5 ore, s-ar putea la sfârșitul acelor 5 ore, omul devine nervos, fiindcă nu știe când va fi electrocutat. Această incertitudine, spune articolul, hrănește anxietatea, hrănește frica. Și oamenii, din cauza că nu știu ce se va întâmpla în următorul moment, devin foarte fricoși. Și cu cât mai multe incertitudini trăiești, cu atât mai fricos devii și provoacă boli. Nu doar boli de sănătate, ci chiar boli mentale. În final, articolul spune că nu putem scăpa de a trăi fără incertitudini. Însă un exercițiu de a-ți hrăni frica pentru ziua de mâine este să-i dai de dimineață până în seară o doză mare de incertitudini, o doză mare de nesiguranță. Hrănește-o cu bucăți mare de nesiguranță, incertitudini și frica va câștiga în final toată inima. Dar, frate și surori, noi suntem creștini, noi suntem născuți din nou, chiar dacă am trăit într-o lume plină de incertitudini, înseamnă oare asta că nu mai este niciun loc în care să putem să ne adăpostim și acolo să găsim certitudine, siguranță pentru ziua de mâine? Oare creștinii sunt și ei pradă incertitudinii?
Sunt și ei pradă nesiguranței pentru ziua de mâine? Frații și surori, există un loc. Există cuvinte și sunt lucruri de care putem fi siguri. Chiar dacă trăim într-un univers, chiar dacă trăim într-o lume care este permanent în mișcare, este permanent în schimbare, sunt lucruri sigure. Sunt lucruri care nu se schimbă și nu vor fi schimbate niciodată. Avem în mâinile noastre. Copiii au cântat despre Biblie. Avem în mâinile noastre, avem în casele noastre, avem la dispoziția noastră ceva care a fost revelat prin oameni care au trecut. Ei nu mai sunt printre noi. Avem, purtăm în mâini, ținem în mâini ceva care a fost revelat de către oameni care au trecut. Dar cei ce au scris acei oameni care au trecut a venit de la cineva care este. Este. E în prezent acum. A fost cu ei care sunt în trecut, dar el este astăzi cu noi. Este neschimbat. Iacob spune despre el că în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și când avem, frații și surori, ceva și descoperă, este vorba despre cuvântul Domnului. Și când avem cuvântul Domnului, în care găsim lucruri atât de sigure, ar fi ilogic, ar fi neînțelept să fugim de la sursa care ne poate da siguranță, să o lăsăm și să fugim într-o lună plină de nesiguranță. Și vreau să vă spun, mulți frați și surori, mulți oameni exact acest lucru fac. Lasă această carte plină de lucruri sigure, care au o temelie stabilă, o las, o închid și pleacă și se îngrijorează și se uită la cât de incertă, la cât de nesigură este lumea. Dragul meu, iată o temelie pe care a scris-o, a fondat-o cineva care este ieri și azi și în veci. Lucruri care nu se pot schimba. Lucruri de care putem fi siguri și nu avem la dispoziția noastră astfel de lucruri. Astfel, dar, de care lucruri putem fi siguri în această lume care este mereu în schimbare și mereu schimbătoare? Care lucruri le avem noi la dispoziție care să ne dea o afirmare, să ne dea o temelie tare, să nu fim clătinați noi de incertitudine? Dragi și surori, dacă putem fi acum și aici siguri de ceva, aceasta este să fim siguri de prezența lui Dumnezeu. În această lume plină de incertitudini, plină de nesiguranță, noi putem fi siguri de prezența Lui. Amin. Și sincer, această afirmație ar trebui să ne comunice foarte mult. Într-o lume care se schimbă, într-o lume care dispar insule și apar altele noi, într-o lume în care istoria se schimbă sub ochii noștri, și o țară care avea temerii tari cu 100 de ani în urmă, astăzi tremură și apar crăpături și spuneau că este fondată pe principii biblice, s-au dus. Când cea mai mare și cea mai puternică și cea mai influențătoare țară din lume începe să cadă jos, la noi se bate clopotul și se spune lucrurile nu sunt chiar așa de certe, lucrurile nu sunt chiar așa de sigure. Unde putem să ne găsim siguranța? Și Biblia ne spune, noi putem fi siguri de prezența Lui. Dacă lumea se schimbe, asta nu înseamnă că și El a dispărut de la noi, El s-a distanțat de noi. Această afirmație, frați și surori, că Dumnezeu, că putem fi siguri de prezența Lui, nu vine dintr-un vacuum, nu vine dintr-un void, nu vine dintr-un gol, ci mai degrabă este susținut, așa cum spune autorul Epistolei către Evrei, această afirmație, acest adevăr vine din partea unui nor mare de martori care au simțit, care au trăit,
și au fost foarte încrezuți că Dumnezeu este acolo unde sunt ei. Chiar dacă totul se schimba, chiar dacă împrejurul lor se cutremura totul, ei erau siguri de un singur lucru. Dumnezeu este cu ei. Și în Vechiul Testament găsim un loc în care un om cere de la Dumnezeu însuși ca El, Dumnezeu, să meargă împreună cu ei. Poporul Israel tocmai ieșise din robia egipteană care durase 400 de ani și urma să intre în posesia Canaanului și Moise se găsește într-o împrejurare foarte dificilă. Tocmai cu câteva zile în urmă, Moise era pe munte, pe muntele Horeb, pe muntele Sinai cu Dumnezeu. Dumnezeu îi scria cu mâna lui tablele de piatră cu cele 10 porunci și toate legile. Și timp cât Moise era cu Dumnezeu pe muntele Horeb, Jos, Aron și ceilalți oameni ziceau: Moise, omul acesta care ne-a scos din Egipt, nu-i, s-a dus, poate s-o fi împiedicat, o murit, s-o lovit. Nu-i, Moise, Aron, ia-ne tu, condu-ne tu, vrem să ne închinăm, este timpul de închinare, vrem să ne închinăm. Și nu știm cui să ne închinăm. Și Aron le spune: bine, vă dau eu, vă spune un indiciu cui să vă închinați, să aduceți-mi cerceii voștri, aurul care l-ați luat din Egipt și aduceți-l la mine. Aron a topit rapid, a făcut un taur, un vițel de aur și a spus: iată, Dumnezeul vostru, poporul Israel, închinați-vă lui. Ei s-au închinat, Dumnezeu îl trimite, spune: Moise, oprește-te să mai scrii, să mai ai în minte, coboară de jos, poporul ăsta este gata să-l pedepsesc. Nu de mult l-am scurs și el se duce la alți Dumnezei, se închină unui Dumnezeu fals. Trece câteva zile și Dumnezeu îi spune lui Moise: Moise, urmează să mergem spre Canaan, nu este departe, e doar un pic. Suntem pe peninsula Sinai, este un pic până la Canaan. Suntem gata să intrăm. Și Moise este cuprins de frică, fiindcă nu știe ce se va întâmpla în viitor. Moise vine la Dumnezeu și atunci când deschidem în Exodul capitolul 33, vedem acel dialog între Dumnezeu și Moise. Însă cel ce inițiază dialogul este Moise, fiindcă stă în fața unui necunoscut. Stă în fața unei aventuri pe care n-am mai experimentat-o niciodată. Moise ține minte de această întâmplare neplăcută care a avut loc cu câteva zile în urmă cu fratele lui Aron și începe să se îngrijoreze cu privire la această călătorie lungă spre țara promisă. Și Moise se găsește într-o situație foarte incertă, foarte nesigură. Și citim astfel, în Exodul 13, versetele 33, 12 la 13, la 13, două versete, Exod 33, 12, 13. Moise a zis Domnului: iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Ce vrea să știe Moise în versetul 13? Moise vrea să știe la fel ca și noi, oameni care trăim într-o lume de incertitudini, de schimbări. Moise vrea să știe clar intenția Domnului cu poporul său. Mai mult decât atât, Moise vrea să știe: Doamne, dintre toți care sunt aici, Iosua, Caleb, Aron, chiar dacă a făcut vițelul de aur, l-ai schimbat pe mine, Doamne, pe cine vrei să-l folosești ca să ne duci poporul acesta în Canaan, în țara promisă? Dumnezeu nu tace. Doar gândiți-vă, Dumnezeu nu este un mit, Dumnezeu nu este un gând, nu este o voce în subconștientul nostru care discută cu noi, Dumnezeu este real. Este o întrebare reală pe care o adresează Moise și vine un răspuns real din partea lui Dumnezeu. Și ascultați, Dumnezeu nu este doar o voce, fiindcă dacă ar fi o voce,
ar rămâne vocea aia în pustiu, dar observați, este mai mult decât o voce. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Vă imaginați Dumnezeu să meargă acolo unde merge Moise? Dar noi spunem, în teologia noastră, noi spunem, Dumnezeu este atot prezent. Adică El este oriunde. El este cu mine, El este cu sora Maria, El este cu fratele Timotei în România, este cu oamenii din Afganistan care sunt prigoniți, El este omniprezent. Dar observați Dumnezeu ca să-i dea la o parte orice nesiguranță, orice incertitudine. Spune Moise, hai să te învăț puțină teologie, tu știi, eu sunt atot prezent, dar vreau să-ți dau siguranță, vreau să-ți spun ceva. Chiar dacă eu sunt omniprezent, oriunde, în același moment vreau să-ți spun, eu voi merge cu tine. Eu nu voi fi doar la distanță și te voi ca un GPS, îți voi spune când să faci dreapta sau stângă, eu voi fi însumi cu tine, voi merge eu însumi, persoana mea va merge cu tine. Frate și surori, într-o lume care se schimbă, într-o lume în care, în lumea lui Moise, uitați-vă, tocmai cu câteva săptămâni în urmă, o împărăție care a ținut sub cabluc pe un popor 400 de ani, o împărăție atât de puternică încât a reușit să țină sub cabluc pe un popor întreg 400 de ani, peste noapte ce s-a făcut cu acel popor și cu toată puterea ei? S-a distrus. Moise simte, Moise știe, lumea se schimbă, istoria se schimbă chiar sub ochii lui Moise. Moise vrea să fie sigur de ceva. Moise vrea să știe dacă Dumnezeu va fi cu el. Și Dumnezeu îi spune, eu însumi voi fi cu tine. Eu prezent lângă tine. Într-o lume în care se schimbă, putem fi siguri de ceva. Și aceasta este prezența lui Dumnezeu. Aceasta a fost comunicat lui Moise. Aceasta ne este comunicat zilnic, nouă, într-o istorie care se schimbă zilnic. Moise nu a plecat spre Canaan până nu a fost sigur de prezența lui Dumnezeu. Și aceasta am citit în Exod 33, 13 la 14, la 15. Și sincer să fim, fraților, nu aș vrea să lăsăm doar pe Moise, ci să facem un pod exegetic până la noi, la fel ca și Moise. Adesea mă găsesc eu. La fel ca și Moise, asemenea, ești tu, noi. Într-o lume incertă, într-o lume plină de nesiguranță, care ne hrănește anxietatea noastră, vrem să avem siguranță. Moise însă n-a plecat. N-a plecat. Sau, iertați-mă, Moise nu a apelat la altcineva ca să-l convingă să se încreadă în sine. Sunt acești motivatori, să-i spunem în ghilimele, care sunt oriunde, în special pe YouTube. Doar caută motivation pe YouTube și vei vedea staruri care îți spun just do it, mergi înainte și alte multe lucruri și unii oameni într-adevăr sunt motivați să meargă înainte. Moise nu s-a dus la un motivator. Moise a văzut tocmai motivatorul Egiptului, a picat în apă, carul lui stă până acum în apă. Moise nu s-a dus la un motivator, nu s-a dus la un om care să-l spună just believe in you, you can do it. Nu s-a dus, n-a apelat Moise la acel om. Moise se duce direct la Dumnezeu și capătă de la Dumnezeu siguranța zilei de mâine. Capătă. Moise a căpătat siguranța zilei de mâine. Sunt sigur. Moise s-a trezit a doua zi cu zâmbetul pe față și a spus, e bine, dacă Dumnezeu este cu noi, sobeiet, să mergem înainte. Pace, liniște în inimă. Vom observa mai târziu cum atunci când Dumnezeu este prezent în viață, când Dumnezeu este prezent pe cale, oamenii au un alt atașament față de acea viață. Moise a găsit siguranță în prezența lui Dumnezeu oriunde a plecat. Dar, frați și surori, vreau să vă spun și să vă provoc pentru serviciul de seară ca să fim urmăriți și să urmărim acest mesaj. Acest lucru, această protecție, această prezență, ea nu a fost rezervată doar pentru Moise,
Ea n-a rămas în Vechiul Testament. Ea n-a rămas în Exodul capitolul 33. Ea nu i-a fost dată doar acestui erou al credinței. Această promisiune, această siguranță a prezenței lui Dumnezeu oriunde pleci, ți-a fost dată. Amin. Și ba chiar mai mult decât celor din Vechiul Testament, mie și ție, nouă bisericii lui. Ni s-a dat această siguranță că El este cu noi oriunde. Și vreau să vă spun, să vă dau doar un indiciu. El nu este doar prezent cu noi, El este unde? În noi. Și noi suntem ascunși în El. Nu suntem în El și El este în noi. Avem un avantaj mai mare și ar trebui să fim mai puțin hrăniți de incertitudinea zilei de mâine, ca să nu ajungem la acea frică, la ce cum spune acel articol. Și Dumnezeu ne dă, ne hrănește cu certitudini, ne hrănește cu promisiuni sigure, care se pot găsi, desigur, în cuvântul Său. Și Domnul să ne ajute să-L citim și să ne hrănim din El siguranța noastră și să nu fim niște oameni slabi și să fim oameni fără credință în ziua de mâine. Fiindcă Dumnezeu este deja în ziua de mâine. Noi doar urmează să o trăim și să privim la noi cum o trăim ziua aceasta și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la încheierea serviciului de dimineață. Vom continua de seară, la serviciul de seară, acest mesaj cu privire la lucruri de care pot și putem fi siguri. Doamne bun și milostiv, îți mulțumesc pentru siguranța care o am în mâna Ta, mulțumesc că sunt pe această stâncă, mulțumesc că și eu sunt prezent pe această temelie care nu se poate dărâma, niciun cutremur nu poate face ca să apară o crăpătură în ea. Îți mulțumesc, Doamne, că eu sunt clădit pe această temelie, pe temelia apostolilor, pe temelia cuvântului Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru certitudinea și pentru siguranța care, din care mă pot hrăni din cuvântul Tău. Amin. Mă rog, Doamne Iisuse, pentru frații și surorile mele, ca să ne ajuți să medităm tot mai mult la cuvântul Tău. Amin. Și îți mulțumesc, Doamne, că ne ierți incertitudinea noastră, ne ierți atunci când apar lucruri nesigure în inima noastră și îți mulțumesc că ne îndrepți duminică de duminică și zi de zi privirile spre Tine, în Cel care este ieri și astăzi și va fi în veci. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. Mă-ncred în El, El știe soarta mea. Pe stâncă sus sau în adânc de văi, o vii de van, ajung la man. Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, mă-ncred în El, El știe soarta mea. Pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mal. Cerescul Tată m-a călăuzit. Cerescul Tată, Cerescul Tată m-a călăuzit. Domnul a răspuns, voi merge, eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.